În perioada 2-9 aprilie, anul curent, polițiștii mehedințeni desfășoară acțiuni pentru verificarea respectării legislației în domeniul achiziționării și comercializării legumelor, fructelor, produselor de panificație, pește, dar și carne. Polițiștii au confiscat 300 de kilograme de legume și fructe, 1027 de produse de panificație, 46 de kilograme de pește în valoare de peste 1600 de lei și au disponibilizat un mijloc de transport. În cazul unei societăți de panificație din Drobeta Turnu Severin, polițiștii au întocmit dosar penal pentru evaziune fiscală după ce mașina unității a fost depistată în trafic transportând peste 1000 de pâini pentru care șoferul nu avea acte de proveniență. La controlul autovehicului de transport produse de panificație s-a constatat că pentru cele 1027 de pâini în valoare de 300 de lei transportate nu existau documente, astfel încât marfa, dar și mijlocul de transport au fost confiscate. În urma verificărilor efectuate la sediul firmei s-a stabilit că în ultimii 3 ani reprezentanții legali ai societății au realizat tranzacții comerciale fictive cu produse cerealiere cu mai multe societăți din țară și s-a sustras astfel de la plata TVA și impozitului pe profit, prejudiciul fiind de 2,5 milioane de lei. Alte două dosare penale s-au întocmit pentru evaziune fiscală în cadrul firmei de la care s-a confiscat pește în valoare de 370 de lei, dar și în cazul firmei de la care s-au confiscat legume și fructe în valoare de peste 1000 de lei. Zilele următoare se vor controla cu precădere magazinele care comercializează produse din carne.